seria greșelilor pe care le faci în filmul la început de drum și pe care o întâlnesc în mod frecvent este aceea că, sinceră să fiu, nu știu ei exact ce vor să facă. Și vă spun cum îmi dau seama de chestia asta de la prima interacțiune. Când, de exemplu, omul deja și-a înființat firma, se spune că deja o are și te uiți la codurile care și vezi polologie aia de 12 pagini de codul care în care toată lumea pune și pe mama și pe tata. Astfel încât te trezești că tu lucrezi cu un client care, de exemplu, el face, nu știu, producție media, design grafic și are în codurile care în așa. Creștere de ovine, porcine, produse farmaceutice, poduri, căi ferate, design interior încă e bine. Știi? Am avut un client care avea inclusiv extracție petrolieră, știți? Și atunci am pus să stăteam și mă întrebam, dom'le, înțeleg că la un moment dat așa cineva care îți înființează o firmă în 3 zile, cel mai mic cost de pe internet, face actele fără deplasare, bineînțeles, ca toată lumea de altfel, și că, teoretic, lor este mai ușor să dea copy-paste la toate codurile pe care le au în baza de date și le depune în comerțul. Însă, asta spune foarte multe lucruri despre tine, pentru că în momentul în care tu pornești la început de drum și ai o idee, o viziune, un proiect pe care o să fii pe picioare, teoretic îți dai seama cam de la bun început ce vrei să faci și poți să jonglezi cumva, dar nu chiar foarte mult. Adică, dacă tu, de exemplu, vrei să faci design grafic, e simplu, ar trebui să te gândești că vei face așa, design, fotografie, creație, activități de secretariat, publicitate, marketing, intermediari de artiști, dacă cumva va fi cazul, organizări de evenimente și eventual consultanță. Cam asta ar fi cel puțin la prima strigare adiantele pe care tu le vei face. Este greu de presupus că dacă tu vei pleca cu firma aceea la început de drum pe proiectul ăsta, că ai nevoie să faci efectiv extracție petrolieră sau produse farmaceutice. Pentru că, sincer să fiu, nu prea se pupă. Dacă vrei să modifici, poți să mergi pe mai departe. De ce spun că este foarte important, nu din punct de vedere al codurilor care, dar să știi ceea ce vrei? Pentru că va diferi inclusiv modelul de business. Una este să ai angajați, pentru că spunem că ai nevoie să ai angajați. Și alta este să mergi pe colaboratori externi, da? Pe contracte de prestare servicii. În primul rând, contează din punct de vedere al cash flow-ului. Una sunt cheltuielile pe care le ai cu angajații, alta sunt cheltuielile pe care le ai cu colaboratori. Și atunci trebuie să vezi ce model îți ție mai bun. Nu spune nimeni că unul este mai bun sau mai puțin bun. Până la urmă, jonglezi cu fiecare în funcție de interesele tale. După care trebuie să-ți dai seama pe ce piață vrei să joci. Pentru că, da, în funcție de resursele pe care le ai și unde vrei să ajungi într-un an, 2, 3, trebuie să te gândești dacă mergi pe piețele mai mari, de exemplu, mergi pe piața de Horeca sau pe jucătorii mari, sau pur și simplu te duci pe small medium business, pentru că tu ai nevoie, de exemplu, să lucrezi la volum și să iei mai mulți clienți pe niște prețuri mai mici. Dacă te duci, de exemplu, în piața de jucători mai, unul, trebuie să te gândești că vei avea anumite gap-uri de timp, pentru că este greu de ajuns la oamenii. Până când îți faci pitch-ul, până când intri, până când bați palma, durează mult mai mult decât la o firmă care are, nu știu, o cifră de afaceri de 100.000 de euro pe an, să spunem. După care trebuie să te gândești inclusiv din punct de vedere al responsabilității. Chiar dacă pare un pic ipocrit ceea ce voi spune acum, în momentul în care faci contractele cu partenerii cu care vei lucra, cu clienții, una este când lucrezi pentru un client care este printre primii 5 jucători pe piață și alta este când lucrezi cu o firmă care are, cum spuneam mai devreme, 100.000 de euro cifră de afaceri. Nu din punct de vedere al rigorilor legale, pentru că contractele le vei face legal, sau ce puțin așa sper, în ambele situații. Doar că atunci va diferi foarte mult responsabilitățile, pentru că, în general, jucătorii mari care sunt pe piață deja sunt obișnuiți cu un anumit tipar de muncă. Au anumite reguli interne, au niște operațiuni de verificare prin care trebuie să treci. Și, în general, vor să aibă un destul de mare control asupra partenerilor cu care lucrează. Și, bineînțeles, asta înseamnă că tu, corelativ, trebuie să-ți asumi niște obligații pe care poate că în relație cu un small medium business nu ți le vei asuma. Și atunci trebuie să te gândești foarte bine de la bun început dacă tu ești pregătit să te duci pe the big market sau efectiv să începi să tatonezi teren. Și în funcție de toate aceste elemente, trebuie să te gândești, unu, ce contacte vrei să faci, ce contacte ai nevoie și, până la urmă,
ce oameni ai nevoie pe lângă tine și ce resurse. În funcție de toate aceste elemente, rolul unui consultant e destul de important pentru că trebuie să vadă tot ecosistemul. Să dau un exemplu. La un moment dat aveam un client, e bine și mai trebuie exemple ale mele, aveam un client care, pe care l-am de la bun început. Și el era pe piața de alimentare, pe Horeca. Și tot, fiind la început, toate contractele lui au trecut prin mâna mea. La un moment dat vine ultimul contract, mă uit acolo, ajunge la partea de plată, facturare una alta, mă uit din punct de vedere legal ce trebuia să revizuiesc, am avut niște amendamente, după care mă uit la termenele de plată. Și mi-aduc aminte că la alte contracte, teoretic, dacă el rămâne cu termenele de plată cum sunt în contractul ăsta, el la un moment dat o să ia o problemă de cash flow, pentru că erau defazate niște plăți și practic el nu-și acopera o parte din cash flow. Și sun. Păi, tu te-ai uitat la un moment dat pe chestia asta? Ești ok, confortabil cu termenul de plată? Băi, nici nu m-am gândit. Pentru că, într-adevăr, omul chiar nu se gândise. Nu mi se prea important, mi-a dat forward și s-a uitat să mă uit eu pe partea legală. Aici vine la un moment dat și expertiza unui consultant care vede un pic mai mult decât a revizui un document și vrea să stea alături de tine, să înțeleagă ce vrei tu să faci pe mai departe și cum poate să te ajute. Pentru că și eu puteam să trec așa cu buretele, băi, uite, dacă omul a fost de acord și nu a zis nimic, atunci e ok din punct de vedere cu temenele astea. E, mi-a picat fisa în momentul ăla. Și atunci, asta spun, orice contract, chiar dacă voi credeți că la un moment dat rolul unui consultant este doar de a-l revizui din punct de vedere, nu știu, juridic, el ar trebui să fie un pic mai mult de atât. Ar trebui să vadă dincolo de ceea ce se întâmplă în mod frecvent. Sau, altfel spus, dacă tu, la un moment dat, vine cineva la mine cu un contract de încheiere, trebuie să-l întreb, dom'le, tu în spațiul ăsta vrei să faci investiție sau nu vrei să faci? Vrei să-l amenajezi? Nu vrei să-l amenajezi. Vrei să bagi mulți bani? Vrei să stai aici un an, doi, trei, e doar o locație temporară, vrei să o duci și să fie o emblemă și așa mai departe. Pentru că toate chestia asta contează, pentru că în funcție de ceea ce vrea să facă clientul în locația respectivă, ai anumite clauze. Dacă clientul vrea să bage în spațiul respectiv 30.000 de euro, pentru că vrea să-l reamenajeze după gusturile lui, să-l facă pe stilul scandinav, de exemplu, atunci este normal ca pe partea mea să încep o negociere cât mai bună contractuală, astfel încât persoana care îi dă în închiriere spațiu să-i lase măcar o perioadă de 7 luni de grație de chirie, pentru că altfel el nu-și va amortiza, adică el stă 6 luni să facă amenajări, dar plătește în continuare chirie. Iarăși, dacă eu știu că clientul meu vrea ca într-un an de zile să plece de acolo pentru că este o locație temporară și el vrea să se extindă, interesul meu este să negociez în asemenea fel contractul încât să-i permit să iasă din contract cât mai repede și cu cât mai puține prejudicii. Adică dacă el termină contractul într-un an de zile, deși teoretic perioada contractuală ar fi de 2 ani, am două variante. Fie mă lupt să obțin perioada de un an de zile și după care să prelungim pe perioada nedeterminată care se poate stopa în orice moment, fie dacă omul care îmi dă în închiere nu vrea să rămână pe 2 ani, dar dacă îmi reziliază contractul cu un an mai devreme, să nu plătească încă pe un an chiria, să îmi dea, nu știu, doar o parte sau o despăgubire, un preț și așa mai departe. Și atunci, de asta este foarte important în general ca pentru orice contract pe care îl încheiați, chiar că vi se pare vreo care 3-4, chiar că vi se pare vreo care 5 că ar fi, sau că n-ar fi neapărat important, să se uite o persoană peste el cu un ochi critic. Chiar și un prieten, pentru că din punctul meu de vedere, prietenii, dacă chiar țin la voi, sunt oamenii care pot să-ți dea cele mai bune sfaturi la mod de, păi, bă, la o bere, bă, hai să nu semnesc chiar așa, pentru că nu e chiar ok. Și să arunce măcar un ochi critic pe ceea ce vreți să faceți voi pe mai departe, pentru că sunt foarte multe chestii la care voi nu v-ați gândit din punct de vedere al impactului. Să spui, domnule, lasă că mai vedem noi ce faci pe mai departe. Ei bine, odată ce ai semnat, nu prea vezi ce faci pe mai departe și trebuie să-ți dai seama de la bun început exact unde te situezi și să vezi orice fel de act pe care îl închei, nu neapărat pe termen scurt, domnule, este un deal foarte bun pe care să-l lăsa acum, ci și pe termen mediu și lung în funcție de interesele tale, exact cum era cu cheia de spațiu, pentru că una îl gândești pe un an, alta pe doi, alta pe trei, alta dacă faci investiții și alta dacă vrei efectiv să ai o locație temporară în care să faci ceva pe o perioadă pe care să-ți pleci. Și atunci, vedeți
pe cine găsiți, astfel încât să vă uitați, să vă uitați în permanență pe ce mai aveți. Chit că nu o să se vildea atunci când aveți voi neapărat nevoie de el, dar poate în 2-3 zile, săptămâni, poate să-ți dea un ochi pe el sau să-și dea seama exact ce ar trebui să mai modificați și cum să jonglați cu el.